găsit, doamnelor și domnilor, ne așteaptă o noapte geroasă. Temperaturile vor fi cuprinse între minus 17 și minus 1 grad. Vreme deosebit de ce va fi în zonele montane și regiunile de Iar mâine va fi vreme asemănătoare termic cu cea de astăzi. Se pot înregistra maxime cuprinse între minus 2 și plus 6 grade. Cerul însă va fi variabil în cea mai mare parte a țării. Prin sud se anunță ceva în și condiții ca pe alocul -al să fulguiască sau să apară la poviță. Dimineața va fi ger, în special în zona Transilvaniei, în regiunea Moldovei, dar și în Maramureș, ori în zonele de munte, iar vântul va avea intensificări în zona Dobrogei. În capitală, temperatura aerului, ca și astăzi, va fi undeva la 3-4 grade. Cerul va fi variabil, except în primele ore ale zilei, când este posibil să se formeze și ceață, iar nebulozitatea va fi joase, joasă. Vântul va avea o prezență moderată. Miercuri, temperaturile mai cresc puțin, vor fi maxime cuprinse între minus 1 și plus 12 grade, iar cerul va fi mai mult senin. Vântul va fi moderat în mai toată țara, except în zona de munte, acolo unde vor fi trecătoare intensificări în zonele mai înalte. Se mai încălzește puțin și în capitală, se pot înregistra în jur de 7 grade, cerul va fi variabil, iar vântul va avea o prezență moderată, spre sfârșitul intervalului se poate forma ceață. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!